5 persoane decedate și 28 rănite este bilanțul unui grav accident de circulație produs azi dimineață pe centura de vest a Ploieștiului. A fost pus în aplicare codul roșu. Trecem pe partea de asta. La 6 și 11 minute pe 112 se primea apelul. Un autocar care circula pe ruta Mănești-Ploiești a intrat în spatele unei basculante încărcată cu nisip. Peste 20 de ambulanțe au intervenit. În plus, a fost adusă și salvarea de terapie intensivă pentru victime multiple. 5 victime au decedat. 4 persoane au rămas prinse între fiarele contorsionate și a fost nevoie de intervenția echipei de descarcerare. Ultima victimă scoasă dintre fiare a fost o femeie. Conștientă, ușor. Accidentată, a durat foarte mult descarcerarea, probabil și un traumatism, traumatism abdominal. Tensiune stabilă, că i-am pus linie și o fine la fața locului, o suficiente fractură membru inferior. Celelalte victime în ce stare erau? Deci au fost 5 decedați și 2 victime în sub de 18-20 de ani încarcerate, dar în momentul de față sunt stabile. A fost o intervenție mai deosebită. Noi am pus în aplicare planul roșu de îndată ce am primit anunțul pe 112 pentru a interveni și a salva viețile oamenilor. Am reușit să descarcerăm toate persoanele care erau în viață. Din păcate, 5 persoane sunt decedate, 4 bărbați și o femeie. Nu știu ce s-a întâmplat. Nu știu. Chiar nu știu ce s-a întâmplat. Cine v-a scos? Oamenii din autobuz. O femeie m-a ajutat să ies. 28 de persoane, printre care și o fetiță de 9 ani, au fost transportate la unitatea de primiri urgențe din cadrul Spitalului Județean Ploiești. Toți angajații din unitate au fost chemați la serviciu. În acest moment, din cele 28 de victime primite la UPU, au rămas internate 14. Sunt transferați, avem 3 copii care sunt transferați către pediatrie. Avem 2 victime în sala de operație, un traumatism torace la un copil de 17 ani și un adult cu un traumatism abdominal. În momentul de față avem încă investigații care se desfășoară în funcție de rezultatul cărora vom hotărâ cu cei rămași dacă vor fi internați sau nu. De asemenea, avem 5 persoane care deja s-au externat. Evenimentul a fost destul de dificil, greu de intervenit datorită condițiilor pe care le-a generat evenimentul. Practic, autobuzul a intrat sub basculantă și a trebuit să lucrăm foarte mult pentru descarcerarea persoanelor din interior. Deocamdată nu se cunosc cauzele acestui accident. Cert este că la fața locului nu s-au găsit urme de frânare. În momentul de față efectuăm cercetările pentru a stabili cauzele producerii accidentului. Din primele date, va fi o lovitură față-spate, nepăstrarea distanței între din mers. La spital au ajuns și psihologi pentru consilierea victimelor și familiilor. Era o cursă în condiții legale, este vorba despre o cursă regulată și sunt acum în anchete, sunt și cei de la ITM, poliția pentru condițiile în care s-a produs accidentul, nu vă putem da date până nu se va finaliza. Aveau autorizație? Sigur că da. Deci o cursă regulată. O cursă regulată este o cursă care a fost câștigată într-o procedură de licitație pe curse regulate pe județul Prahova. Polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Autovehiculele implicate în accident vor fi expertizate din punct de vedere tehnic.